Fenomenul de combatere a pirateriei online a luat amploare în majoritatea țărilor din cadrul Uniunii Europene. În România însă este puternic contestat de utilizatorii care apelează des la torenți și site-uri de pe care pot descărca filme sau muzică, în special din rândul tinerilor. Cred că este o măsură destul de drastică, n-ar trebui să fie așa. Pentru că sunt informații care le poți lua după net, după torente și nu au niciun... Acum depinde ce fel de informații vrei să iei. Trebuie să avem și noi dreptul să facem, să avem o anumită libertate, să putem comunica pe net. Pe cadrul nu chiar atât de normal, pentru că internetul prin sine înseamnă să vorbești liber, să ai totul la liber. Dar cum oamenii politicieni vor să facă bani, n-ai ce să faci. Utilizatorii spun că o lege antipiraterie nu-și găsește sensul pe o piață românească mult prea scumpă pentru puterea de cumpărare a oamenilor. O altă problemă ridicată a fost gama limitată de produse originale care se pot cumpăra direct din magazine. După părerea mea, pentru a instaura o lege sau pentru a avea o regulă, ar trebui să ni se ofere și mai multă libertate sau ar trebui să ni se ofere mai multe posibilități sau acces la informație. Din moment ce nu ne este oferit, atunci trebuie să apelăm la alte modalități. Vocile care contestau controlul mediului online au luat amploare în urma acțiunii Serviciului de Investigare a Fraudelor împotriva pirateriei. În urma a 3 percheziții domiciliare, ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au depistat mărfuri piratate, confecționate special prin intermediul anumitor sisteme informatice. În cauză a fost întocmit dosar penal. Problema pirateriei are un cadru legislativ larg și include mai mulți factori online, ceea ce îngrijorează tinerii utilizatori de net speriați că nu vor putea folosi site-urile care permit descărcarea gratuită a filmelor.